seara, mulțumesc și eu pentru invitație. În prima parte, intervenției mele am scurtesc pentru că Liviu Pleșa s-a referit pe mare parte la ea. Vreau să prezint și eu părerea mea despre felul în care este încercatul de respectarea la moartă și felul în care este tratatul în interografie. Deși, în linii mari, avem aceeași părere și voi spune același lucru, totuși, eu pun accentul cumva destul de diferit față de colegul meu, în sensul că, din punctul meu de vedere, subiectul este puțin acoperit în interografie, tocmai pentru că, așa cum încă și el, nu există sinteză asupra acestui moment. Este, după părerea mea, principalul element care ar trebui să existe ca să putem vorbi despre o tratare profesionistă a subiectului. De asemenea, la nivel de material de popularizare, stăm, ca să folosesc un termen de loc academic, așa și așa, în sensul în care există câteva tentative, unele dintre ele destul de meritorii, dar față de complexitatea și mărimea acestui fenomen, consider că ele încă suntem foarte în urmă cu ceea ce ar trebui să facem. Avem, de asemenea, destul de puține, repet, este părerea mea, destul de puține monografii ale grupurilor, adică mi-ar plăcea să văd despre un volum despre, cel puțin despre principalele grupuri care au fost, care se trateze de la fotografii de lor, la activitatea pe care au avut-o, dările, dacă au fost cu securitatea destinului, după și așa mai departe. Destul de puține astfel de lucruri există. Într-adevăr, și eu singura sinteză pe care scrie specialul Dorin Dorin, dar din punctul de vedere al populației, dacă vezi lucrul acesta, este perfect neimportant câte vreme nu este publicat și nu este adus la știința publicului. Majoritatea cărților care tratează existența din punct, repet, istoriografic, sunt, într-adevăr, ori studii, adică lucrări de dimensiuni reduse, sau ediții de documente. Sunt valoroase și acestea, însă mai degrabă pentru noi ca istorie decât pentru populație. Niciodată, după părerea mea, repet, populația nu va citi un volum de documente ca să se edifice asupra. El ar trebui să ne ajute pe noi, ca istorici, să mergem mult mai departe. Singurele volume care ne ajută cel mai mult sunt cele de memorii, sau mai degrabă de, așa cum e cazul volumului Ion Gavrilo Gram, de o abordare care îmbină cu partea de memorie cu cercetarea istorică. Altfel, iarăși, în ceea ce privește material de popularizare, să le spunem așa, de multe ori ele sunt rezultatul nu atât al cercetătorilor profesioniști, în înțelesul de, mă rog, bucată de muncă în acest domeniu, cât al unor persoane ca doamna Arnauțiu. Și spun lucrul acesta cumva ca un reproș la adresa noastră ca istorici. Trecând cumva la partea principală a ceea ce aș vrea să vă transmit despre acest subiect, pentru că ne dorim să repet informațiile care s-au vehiculat deja, am încercat să am o altă de abordare. Aș sublinea câteva greutăți pe care un cercetător onest întâmplă atunci când tratează acest subiect. Fără să pot să spun dacă aceasta este singura sau una dintre cauzele pentru care deocamdată lipsesc sintezele acestea despre care vorbeam. Pe de parte, există presiunea, de multe ori chiar cenzura, corectitudine politice, care impun o perspectivă unică asupra acestui subiect, dar sunt o idee destul de aberantă din punctul meu de vedere, anume că nu merită studiat decât anticomunismul, de pe poziții democratice, ca și cum putem decupa din istorie doar acele lucruri care ne convin sau pe care le dorim.
Din păcate, această idee domină discursul public oficial, chiar dacă, sau chiar atunci când ea, din punct de vedere științific, nu se susține sau este de o parte statul factor. Și dau aici un singur exemplu. Anul trecut a avut loc o conferință publică, mă rog, organizată de institutul la care lucrez acum, susținută de domnul Totoc, despre care nu vreau să spun mai multe, unii dintre dumneavoastră a fost acolo, există în listarea pe internet. Repet, singurul care mă interesează este abordarea științifică. Ea este discutată de care mai multe despre care în acest exemplu. Totuși, repet, este a fost o conferință organizată de un institut public. Cu un astfel de discurs, o carte a ajuns foarte greu spre deloc. Însă aș face aici o observație. Acest discurs al politicii politice impuse cu forța nu prea prinde la public. Și acum să fac un gest cu oarecum lipsit de eleganță și am să mă refer la o dezbatere pe care centrul pe care îl conduc a organizat-o anul trecut, la care au participat și câțiva dintre invitații de la această masă și unii dintre dumneavoastră din sală. Am avut acolo undeva la 300 de oameni în sală, la conferința domnului profesorului pe care am făcut COVID. Dacă am fi extras din sală persoanele care au venit din partea celor care s-au trezit în luatul banca acuzanților, și e vorba în principal de generic vorbind de regionali. Deci dacă i-am fiectat pe aceștia care au venit dintr-un spirit de opoziție la această conferință, dacă ar fi fost 20 de oameni în sală, eram eu. Cu toate acestea, deci cu toate că e clar că discursul acesta nu prinde, el continuă să fie placa oficială. În același timp, oricine se abate de la acest discurs este imediat taxat și a fi extremist, lesionar, lucrul acesta este valabil, după cum bine știți, nu doar atunci când vine vorba de condițiile științifice, nu prea putea fi justificat în cazul condițiilor științifice, dar și în cazul unor produse de popularizare, cum a fost cazul bine cunoscut al ministrului Constantin Petrescu Junior, cel care a fost inspirat de grupul Gabriela Goran. Toate aceste acțiuni sunt menite doar să intimideze pe oricine se apropie de acest subiect, fără să fie pe lini. Din punctul meu de vedere, noi ca istorici, ca cercetători, suntem obligați să ignorăm lucrurile acestea, pentru că sunt pur și simplu niște aberații pe care sau, ce puțin mie mi-aduc aminte foarte pregnant de regimul pe care doresc să studiem ca să ejecutăm greșelile. Deci noi istoricii suntem primii care avem această obligație, dar mai mult decât atât este și societatea în sine, societatea civilă, dacă vreți, ar fi foarte bine să se implice. Și un prim pas este tocmai acesta, faptul că acțiunile oficiale de slavă sunt și pot fi în continuare salvate din punct de vedere al prezenței. Legat de acest prim punct, aș mai sublinea un lucru. Avem o dublă măsură în limbaj care pe mine unul mă depășește. În vreme ce, de pildă, luptătorii anticomuniști, să ne referim la cei din rezistența armată, pentru că acesta este subiectul, sunt numiți și prin numire și stigmatizați în stat ca regional, indiferent dacă aș face dacă au fost sau nu regional, pentru că unii au fost, alții nu au fost, și aceia sunt catalogați ca regional. Și în al doilea rând, ca și cum orice regional sau, mă rog, persoană care a avut simpatii regionale este din stat nociv criminal reducut. Evident că au fost și dintre aceștia, la fel de evident că sunt puține de fere și că au fost oameni absolut remarcabili din categoria aceasta. E bine, nu toți sunt trecuți în aceeași categorie. Deci, spuneam, dacă lucrătorii anticomuniști sunt stigmatizați ca regionali extremiști și, prin urmare, nu e bine să vorbim despre ei, comuniștilor nu li se mai spune de nume, ei sunt considerați luptători antifasciști și scuzați pentru activitatea lor extremistă, pentru că așa a fost. Și ultimul exemplu, în acest sens, din păcate, apare chiar pe site-ul instituției la care lucrez, sunt un articol care se referă la, mă rog, este vorba despre execuția Mușarii Antonescu, și care este acuzat că a internat în lagărul de la Târgu Jiu mai mulți luptători antifasciști.
în realitatea istorică, hai să ne referim pur și simplu la terminologie, a prelua jargonul acesta comunist ca cercetător, ca istoric, din punctul meu de vedere, nu face altceva decât să îți trădeze o opțiune foarte clară de stânga. În mod absolut necritic, evident. Pentru că preluarea unui acolo este un ghilimele sau pur și simplu a fost termenul preluat ca asta. Pe de altă parte, la polul opus, dacă vreți, comentați suspiziunea expresivă ideologizantă a adevărilor din care au făcut parte de lucrătorii, care în destul de multe cazuri exagerează rolul acestor ideologii în loc la partizanilor sau elimină prin eforturile de recuperare a memoriei pe cei de alte orientări politice. Abordările acestea de tip reducționist, în unele cazuri care se trată, sunt de ce fac aproape la fel de mult de subiectului ca și colecția politică despre care am vorbit mai devreme. Cele două extreme, în lipsa unui termen mai fericit, conduc la o oarecare isterie asupra subiectului, care nu face bine, din punctul meu de vedere, încă este foarte greu să vorbești onest despre un subiect de genul acesta, nu este singură dată, pentru că aceasta este tema la el, mă refer, care însă nu ar trebui să îi descurajeze pe istorici și pe cercetători să ne mulțumească ambele tabere pentru a realiza o sinteză onestă asupra subiectului. Din păcate, cred că suntem departe încă de acest moment, dar sper că el va veni totuși. În acest context, aș vrea să spun câteva cuvinte despre albumul documentar pe care l-am editat la sfârșitul anului trecut, în cadrul unui proiect european. El a fost scris de către colegul meu, Constantin Vasilescu, l-am lucrat împreună. O consider, repet, în contextul acesta despre care vorbim, o realizare destul de importantă. Sper să inspire și alți cercetători să trateze ceva mai larg acest subiect, dar în același timp și pe noi, pentru că în cadrul acestui volum, din diverse considerențe care țineau de sesiunea timpului, de sesiunea logistico-financiară, nu am putut să tratăm decât 6 lucruri de rezistență. În mod ideal, mi-ar fi plăcut să le tratăm de toate, sau mă rog, principalele lucruri care au activat pe cercetătorii României. Selecția trebuie să o facem pe baza materialelor pe care le rețineam la momentul în care ne-am apucat de acest proiect. Prin urmare, aici apar doar istoriile grupurilor cum se Toma Nunțuri, Gheorghe Arsenescu, Leon, Șușman, Todor, Șușman, Ion, Gabriel Ogura și Nicolae Lavija. Noi ne-am propus de la început să avem un plan să continuăm și cu alte volume această serie pentru a le întregi. Când va fi asta, nu știu. Dar aș spune doar că am încercat să tratăm nu doar pur și simplu să punem câteva poze pe care în mare parte între ele am mai circulat, pentru că ceea ce trebuie după Nicolae Nunțuriu și nu numai, a publicat un astfel de album, dar mi se pare important că de poate să fie reunite toate la îndemână, orice ar vrea să afle mai multe despre, în general, fenomenul rezistenței și, pe de altă parte, ne-am stăluit să facem și o prezentare, o scurtă prezentare, evident, a istoriei grupurilor, felul în care ele s-au format, motivațiile care s-au format în spatele lor, pentru că, așa cum am spus antevorbitorii mei, în cazul fiecărui grup și, de multe ori, chiar în cadrul același grup, între persoane diferite, au existat motivații diferite. De asemenea, apar mici biografii ale personajelor, cheie sau personajelor principale ale fiecărui grup. Harta zonei în care au activat, evident, pozele și documentele care sunt relevante pentru fiecare grup în parte. De asemenea, ne-am străduit foarte mult ca acest album să fie editat în
condiții grafice deosebite, pentru că, apropo de popularizare, lucrurile nu pot fi făcute în orice fel și să te aștepți ca ele să aibă rezultate. Din punctul meu de vedere, acesta este și motivul pentru care încă nu s-a ajuns, cum am arătat și Radio Pleșa, la o foarte bună conștientizare din partea populației asupra dimensiunilor și importanței acestui fenomen al rezistenței armate, tocmai pentru că nu puteam ajunge în punctul acesta prin jumătăți de măsură sau prin tot respectul cuvenit de documente. Repet, ele nu sunt destinate publicului larg. Și atunci, efortul ar trebui să meargă în paralel. Și e foarte importantă și zona aceasta de cercetare, dar mi se pare la fel de important, mai ales în societatea actuală, cea de, dacă vezi, de capitalism, de a ne justifica cumva existența mai mult decât sau adresându-ne unor categorii mai largi de lucru. Și cred că aceasta este modalitatea prin care o putem face, încercând să ne punem în pielea celor care nu știu prea multe și să vedem ce le-ar putea lor capta atenția. Pentru că nu am venit să fac, cum să spun, reclamă sau vânzarea acestui album, țin să vă menționez că el nu este de vânzare în sensul clasic. Sunt și limitările, sau sunt primul limitările proiectului local în care face parte. Nu e vorba de profit în acest proiect. Lasă o parte faptul că, din potrivă, a trebuit o grămadă de bani, se face mai important decât acesta. Ele pot fi însă primite cadou, dacă vede, către oricine face o donație oarecare în contul proiectului. Eu asta am spus-o exclusiv ca să nu aveți un temem de așa, de exemplu, dacă aș fi în public și aș constata cum făcea, de exemplu, profesorii în liceu, în cea mai facultate, în condiția ca să treci examenul, a se completa ca profesorul. Și nu a fost un demers de genul acesta, pur și simplu a fost o prezentare a unui volum care tratează exact tema din această seară. Eu mă opresc aici pentru că mi se pare important să avem și pe domnul Vician și după aceea, evident, să avem și pe domnul Vician. Până acum am avut foarte des o perspectivă obiectivă.